Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Last Day on Earth. Băi, s-au întâmplat destul de multe lucruri între timp. Hai să vă arăt. Am un nou cățeluș. Am împerecheat cei doi câini mari pe care îi aveam, care, mă rog, între timp au devenit mari și... Îl avem acum pe acest Milo, da, care în 20 de ore va crește și el mare. I-am asigurat suficientă hrană încât să poată crește fără probleme. Hai să mai vedem și aici ce s-a întâmplat. Da, am mai adus chestia aici la motocicletă. Da, am completat aceste rubber piese. Și mai avem nevoie momentan de 4 chestii pentru motocicletă. La Gunsmith Bench mai avem nevoie doar de aceste bucăți de cauciuc, pe care cu siguranță le vom găsi. Am văzut că nu sunt atât de rare precum altele. Ok. Dar ne-am făcut și podeaua de aici din față de pe terasă. Vedeți, am adus-o la primul level, la nivel de parchet, și vom continua cu aducerea la nivel de piatră, da? Ca să putem construi acel ATV, care am văzut noi că nu necesita lucruri prea grele sau prea greu de găsit. Erau destul de multe lucruri comune. Bun, haideți acum, vreau să construim și o masă de piatră, da? Un stone cutter stable. Și avem nevoie de 20 de bucăți de lemn, de 20 de cărămizi de fier. Hai să luăm lemnul. Hai să luăm și fierul, dar din păcate nu avem. Câte ne trebuie? 10 sau 20? 10. Bun, le avem pe astea 8. Hai să le luăm. Și vom mai face două bucăți de aici. Hai să vedem, mai dăm o dată split, ok, le punem la loc. Da, și mergem la acel furnace, da, și vom da să mai construiască două bucăți, de fapt, cred că aveam deja 4 făcute. Atunci hai să nu consumăm cărbunele, pentru că cine știe pentru ce vom mai avea nevoie de el. Hai să ne întoarcem aici, lăsăm... Lăsăm cărbunele la locul lui. Ok. Avem deja 10 bucăți și mai avem nevoie de încă o chestie. Să vedem. Ok, de acele, nu știu exact, cristale, pilitură de fier sau ce naiba e, pe care o aveam pe undeva pe aici. Ok. Hai să le luăm pe toate și le vom aduce înapoi. Băi, o să fac masa asta de piatră chiar aici în dreapta, imediat lângă cea pentru lemn. Hai să vedem, se încadrează perfect. Așa, deja s-a construit. Bun, și să vedem ce putem face noi aici. Putem aduce două bucăți de piatră și ne va scoate o bucată de cărămidă. De cărămidă din piatră. Hai să luăm, de aici 20 de bucăți. Cred că 40 e prea mult. O să lăsăm fierul ăsta aici. Și hai să vedem dacă va merge. Cu 20, da, doar 20 acceptă. Cred că și lemne putem să mai aducem la craftat. 18 bucăți, hai să vedem dacă le găsim. O să las înapoi bucata asta pe care o luasem pentru furnace. O să lăsăm și lemnul ăsta mare. Și pietre avem aici, asta o să lăsăm și pe aici. Așa, am zis că mai luăm câteva bucăți de lemn. Hai să le luăm pe astea 13 și să completăm aici. Bun. Acum, ca să upgradăm podeaua asta, avem nevoie de bucățile alea de piatră și de bucățile de fier, pe care momentan nu avem cărbune, da, ca să le putem crafta. Haideți acum, avem și pe aici câteva reward-uri.
O să le iau chiar acum. Bun, le avem în inventory. O să mai las din ele pe aici. Uite și berea o să o lăsăm. Chiar și carnea asta, pentru că nu avem nevoie momentan. Hai să vedem, ne trebuie ceva de băut, da, o să consumăm apa. Să consumăm și morcovii. Ducem înapoi apa la acest filtru de apă. Și vom mai lua și reward-urile din... Aveam un... Ok, avem și aici o grămadă de reward-uri pe care le putem lua. Bun, excelent, avem și arme, avem și unelte. Hai să vedem. Avem un nou puppy. Bun, hai să vedem ce putem lăsa. O să las întâi câinele. O să-l duc aici. Ah, ce tare! Putem să ne alegem culoarea? Nu, putem să-i dăm nume. Ah, Roxy pare un nume bun. Perfect. Da, și acum avem doi cățeluși. Ok, avem piatră și lemn. Mai lăsăm din ele. Pistolul o să-l păstrăm la noi, dar mitraliera o vom lăsa pentru când va fi nevoie mai mare de ea. Să lăsăm și semnul ăsta de circulație, care este o armă, de fapt. Hai să vedem, mai avem aici ceva de lăsat. Nu aici, poate aici. Da, o să punem cuiele. Și cam atât, restul sunt în partea asta. Da, o să pun cărbunele. Au și piatra. Ok, băgăm blănițele aici. Ok, și piatră, să vedem dacă mai este loc. Da, mai este. Piatra aici. Mai e bucata aia de șmilgher sau de piele, care nu mai știu exact unde o țineam. Poate aici. Asta e lista cu misiunile pe care o să o las și pentru cutie. Nu știu unde era bucata de șmilgher. Cred că probabil în zona asta. Sau aici. Nu? Aia, poate aici. În fine, o să o lăsăm aici momentan. O să las și chestia asta. Hai să vedem. Avem aceste două arme. Nu mai avem deloc haine. Să vedem, poate mai găsim ceva pe aici. Nu, nu mai avem nimic. Băi, o să plecăm în explorare. Să consumăm aici niște apă. Plecăm hidratați și mâncați, da, ca să nu avem probleme pe traseu. Da, nu știu, mi-aș lua niște hrană cu mine. Avem aici câțiva morcovi care s-au făcut și da, e suficient pentru ce avem noi nevoie. Și hai să mergem în explorare. Sper să găsim și un event. Ar fi foarte tare dacă nu mergem undeva în apropiere. Aș merge la o chestie mai ușurică, ca să nu... Că nu suntem chiar atât de bine echipați. A, și mai aveam aici chestiile de luat, că am luat doar jumătate din ele. O să facem asta după. Oricum, asta putem să le luăm oricând. Asta pare o armă. Cu siguranță o vom lua dacă vom avea nevoie. Și hai să mergem în zona asta cu piatră. Băi, eu sper să găsim și cărbune. O să avem nevoie de cărbune pentru a face bucățile alea de fier necesare pentru podea. Începem să adunăm destul de multe chestii pe aici. Hai să ne luăm vâsla
rupe vârsta de 20 de meci, doar că e un pic mai lentă. Dar culeg plantele astea pentru semințe în mare. Ultima dată chiar le-am aruncat. Ca să fac loc în inventorii. Dar am păstrat semințele. Așa, avem nevoie și de metal. Spargem aici bucata asta de fier. Mai luăm hrană, să mergem și la cufăre. Nimic prea wow. Două hituri și l-am pus la pământ. Aproape că nu aveam nevoie de hrană, de cei morcovi. Dar stăm destul de bine cu viața. O să adun și pietrele astea dacă tot... Ok, ne-am luat ceva de mâine aici. Ok, mergem la următorul cufăr. Între timp mai adunăm chestii de pe jos. Hai să vedem, poate găsim aici ceva bun. În continuare nimic wow. Sincer să fiu. Morcov. Hai să vedem totuși. Da, nu știu la ce util recipientul ăsta. Test tub. Ok. O să luăm în continuare pietre, lemn, semințe. Spargem aici fierul. Da, și când se va distruge și târnăcopul ăsta, vom putea muta pistolul în inventorii și mai facem puțin spațiu. Acum o să mâncăm și hrana. Vedem, putem să mai băgăm niște berry. Da, și deja am făcut ceva spațiu aici. Să luăm șurubul. Da, și cred că puteam renunța și la pielea aceea de lup. Luăm și lemn. Hai să mai mâncăm un morcov. Aici doar cărnică. Ok, te mai găsim aici bucăți de lemn și fibra vegetală. Bun, și ne întoarcem acum la acea sacoșă, la acel box. Că era singurul care a mai... nu, stai mare. Stai mare, nu ne punem cu el. Bine, am putea scoatem pistolul, dar nu prea văd rostul la...
să consumăm atâta resursă pentru... Mai bine, ieșim din hartă și revenim după. A, ne-a dat ceva damage. O să luăm imediat hrană. Așa, astfel mai facem loc și în inventorii. Observele totuși, cred că am să le păstrez. Le ducem în bază. Hai să căutăm, era undeva în partea de sus, în dreapta, sau în dreapta jos, de fapt, acel box. Okay. Oare cât, am mai trebuit 5 bucăți de-astea de fibră? Avem 7 semințe, 10 bucăți de lemn. Și 10 de piatră. Încă n-avem spațiu. Ne întoarcem un pic mai târziu. Hai să mai căutăm fier. Nu sunt sigur dacă mai este. Ok, credeam că e cel mare. Asta îl facem imediat. Să luăm și carne de aici. Ok, mai căutam bucălea de... Oh, nu, din nou cel mare. Căutam bucățile alea de fier, dar nu cred că mai este. Da, probabil că nu mai e. Bun, păi o să mâncăm morcovii aia toți și apoi ne întoarcem în bază. Asta am văzut-o, poate aici. Uși. Da, nu are rost să mai riscăm pentru o bucată de fier. Hai să vedem dacă putem să mâncăm toți morcovii, să mai facem puțin loc. Asta, altă variantă ar mai fi să spargem acel târnăcop. Da, sau efectiv să renunțăm la el. Da, mai avem nevoie de piatră. Hai să spargem câteva bucăți de piatră cu el și după care vom lua sticluța aia din bagaj și ne vom întoarce la bază. Hai să vedem. Sper să nu mă întâlnesc chiar cu... Încă un hit și scoatem. N-am loc pentru nimic din ce avea el. Și putem să mai spargem o piatră. Trei bucăți, încă trei și ar trebui să fie inventoriul full. Ok. Bun, hai să vedem mai avea ceva tipul ăsta care era util. Da, uite bucata asta de
de material. Să facem următoarea schemă. Renunțăm la acest târnăcop, care oricum era pe ducă. O să mai traversez așa odată pe diagonală. Poate totuși mai găsim câte ceva. Nu știu, poate vreo bucată de lemn. Aia n-ar mai fi trebuit. Dar, oricum, am luat destul de multe chestii. Hai să ne întoarcem în bază. Mai lăsăm din ele și probabil vom mai pleca la o expediție. Poate între timp apare și un event. Ar fi tare un box din acela aruncat de elicopter. De obicei are chestii bune. Hai, mergem întâi la cățeluși. Să le lăsăm și lor popică. Așa, au deja pentru o zi și 22 de ore. Ok, o să mergem acum în... nu avem nimic arme de lăsat. Lăsăm bucata asta de material. Ducem, de fapt, cu piatra am putea să ne ducem direct la masa de lucru. Punem aici 20 de bucăți. Putem să facem la fel și cu lemnul. Ok. Hai să vedem. Am lăsat și pe aici din chestii. Am lăsat și aici. Mai lăsăm și la lemn, avem și bucățile astea de fier. Băi, la alimente putem să lăsăm conserva. Bandajul cred că o să-l țin cu mine. Chiar vreau să o punem și pe ea undeva pe aici, că avem deja 10 bucăți. Da, și restul o să le punem aici. Mai sunt semințele, mai e și bucata asta de... recipientul. Mai avem un șurub care o să-l ducem aici. Bun, și semințele pe care să le cultivăm. Și mai avem bucata aia de iarbă pe care nu știu exact unde o să o lăsăm. Cred că o să o pun aici momentan. După care vedem unde-i facem loc. Ok, ar trebui să mai bem ceva apă. Să vedem, poate luăm direct de aici. Ar trebui să fim ok. Pe asta o să mutăm înapoi în inventorii. Hrănică, mai avem pe aici morcovi? Încă nu. Atunci o să luăm din cufăr. Cred că o să iau bucățile astea două de carne și ne descurcăm cu ce mai găsim pe acolo. Ok, ziceam că mai luăm chestiile astea din inbox. Hai să vedem pe unde le lăsăm. Aveam bucata asta de leucoplast. Avem un rucsac, un kit medical. Medical kit-ul o să-l punem aici, parcă nu, în zona asta. Ok, rucsacul și arma o să-l las aici. Carne o luăm cu noi și apa o vom pune și pe ea în cufărul cu apă. Bun, cred că putem deja să plecăm. Alte chestii nu cred că mai putem face acum. Da, aici încă upgradăm zona asta, dar ne trebuie o grămadă de,
de resurse, așa că hai să mai ieșim o dată în căutare de chestii. Să vedem ce găsim. Cred că vom merge în pădurea din partea dreaptă de aici. Dacă nu avem niciun event momentan. Am intrat din nou în bază. Bun, mergem mai repede să vedem ce găsim, după care ne vom întoarce în bază cu resursele. Bun, pistolul vom folosi doar în cazuri extreme. N-ar trebui să avem probleme pe aici pentru că este... Da, este o hartă cu dificultate mică. Ah, fibrele astea o să le arunc la un moment dat, pentru că nu am ce să fac cu atât de multe. Hai să ne luăm și skill-ul. Ah, o să luăm asta cu rezistența la frig. Plantele astea le iau pentru semințe, dar nu le vom arunca, nu ne mai întoarcem cu ele în bază. Bine, doar dacă nu avem alte chestii mai bune. Hai să îl rupem și pe ăsta. Avem aici lupul. Hai să vedem ce găsim în cufăr. Băi, sper să fie chestii bune, sper să fie chestii mai rare. Aceleași chestii comune pe care le tot găsim. Uite, o să renunț la bucata aia de funie. Hai, probabil o să mănânc și carnea. A, deja nu mai am loc pentru alte chestii. Hai să vedem aici ce găsim. Nu e prea utilă. Da, de fapt avem foarte multe și nu are rost să mai luăm. Ok, băi, uite, chestia asta e bună. Să renunțăm la blană. Deci apa, nu știu, siringa asta la ce ne trebuie, dar cred că o să avem nevoie și de ea. Și facem loc aici. Da, la fel și sârma asta. Și o vom schimba cu iarbă. Bun. Da, hai să vedem dacă mai găsim un cufăr. Dacă nu, probabil vom pleca. Și mai strânge totuși niște pietre. Că tot le avem aici la îndemână. Și lemne. Da, le găsim destul de ușor. Uneori sunt mai greu de găsit pe jos. Da, medical kit-ul nu l-aș da. Băi, sigur trebuie să mai fie un box. Dar nu știu, de obicei sunt două sau trei. A, uite, putem să culegem plantele doar pentru semințe.
E o bucată de piatră aici. Hai să mai scoatem și zombiul ăsta. Am găsit lemn. Avem doar 7 bucăți de lemn și 2 de și 10 de piatră. Alte cufere nu mai sunt. Cred că totuși o să folosesc medical kit mai degrabă. Sau hrana. Hai să luăm hrana. Și mai culegem niște fructe pentru viață, da? Să ne dea heal. Am putea folosi autocolectul ăsta. Suntem, avem 13-14 bucăți de piatră, 15 am făcut acum. Din ce văd, lemnul e un pic mai greu de găsit. Piatra aproape am strâns-o și semințe avem o grămadă. Da, cutie clar n-o să mai găsim. Uite câte bucăți de lemn aici. 4 bucăți. Una lângă alta. Ok, mai avem nevoie de încă 5 și inventoriul va fi full. O să halim carnea. Funie și probabil o bucată de carne de aici. Da, cu piatra suntem pe full deja. Mai trebuie 3 bucăți de lemn și putem pleca. Nu mai există pe hartă. Hai să ne întoarcem la bază. Da, din păcate n-am prins niciun event în acest episod. Ar fi fost interesant. Faza e că nu e destul de clar cu jocul ăsta când sunt eventurile sau care-i scopul, ce trebuie să faci acolo. De exemplu, în bunker am fost și am fost foarte nepregătit. Era o grămadă de chestii pe care le aveam în bază. De exemplu, degetul ăla de mort care deschidea ușă sau carturile alea de acces. Și a trebuit să mă întorc în ele, să mă întorc după ele în bază. Bun. Haideți acum să lăsăm itemele astea prin bază. O să punem arma asta aici. Ok, o să ducem la masa de arme. Să mai completăm cu această piesă. Ok. Să vedem dacă mai putem să punem aici o bucată de lemn. Ok, putem să punem lemn, putem să punem și piatră aici. Să vedem, 12 bucăți, să punem diferența.
Da, hai să intrăm să mai lăsăm din chestii și pe aici. Ok. Aici, momentan, n-avem nimic de lăsat. Să lăsăm bucata asta. Ok, un lemn. Ok. Piatră. Uite că mai avem ceva loc. Ok, putem să lăsăm și fructele astea aici. Bun, mai aveam... tot la alimente. Putem să lăsăm conservele. Semințele le vom planta chiar acum. Nu mai e loc pentru bandă. O voi schimba cu blana asta de vulpe, pentru că nu are ce căuta acolo. Și hai să mutăm aici cu chestiile astea dubioase. Tot ce nu-și găsește loc în altă parte, băgăm aici. Ok, avem recipientul și seringa. Că și pușcata de sârmă merge tot aici. Nu știu exact dacă are un loc prin altă parte aici. Nu mai are. Nici șuruburile nu mai au. Și ia să vedem aici. Uite aici, are un loc. Și mai rămâne șurubul ăsta pe care, băi, nu știu unde să-l punem. Hai să-l ducem momentan aici. Ok, semințele le vom planta, dar nu cred că mai e loc momentan. Aveam destule la făcut, da, nici vorbă deloc. Așa că o să le punem, să le pun aici momentan, ca să le vedem mai ușor. Bun, băi, cam atât cu episodul de azi. Eu sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!